Autoritățile din Egipt au desemnat o comisie de specialitate pentru a ancheta circumstanțele în care două turiste au murit în apele Mării Roșii, în zona stațiunii Hurghada. Este vorba despre Roxana Donisan, de 44 de ani, din Suceava, și o femeie din Austria. În urma anchetei, comisia de specialiști de la Protectoratul Mării Roșii și de la Asociația de Conservare și Protecția Mediului din Hurghada a stabilit că cele două femei ar fi fost atacate de același rechin. Sezonul de reproducere stă la baza celor două atacuri. În condițiile în care rechinii se aflau în căutare de hrană și înotau în ape puțin adânci, a concluzionat comisia. După aproape două săptămâni de la incident, experții egipteni au concluzionat că românca a fost atacată prima, cu toate că prima victimă descoperită a fost turista austriacă. În raport, comisia a enumerat mai multe motive pentru atacurile rechinilor în Marea Roșie. Pescuitul excesiv, folosirea excesivă a locurilor pentru scufundări și snorkeling, oameni care dau de mâncare peștilor, animale care caută noi locuri pentru a se hrăni, ajungând în zonele de țărm și în locuri cu apă puțin adâncă. Comisia egipteană a recomandat o serie de măsuri pentru evitarea unor noi atacuri.